Liderii PSD, PNL și PC au parafat protocolul de unificare al opoziției după ce el a fost votat în ședințele conducerilor celor trei partide. În urma unui sondaj de opinie realizat de o echipă Absolut TV, locuitorii din Mioveni sunt de părere că unificarea partidelor din opoziție va reuși să stabilizeze lucrurile în România. Ce părere aveți despre alianța PSD-PNL-PC? Ce așteptați? Aștept să fie foarte bine. Gândesc că e și o organizație tare și gândesc că va fi bine pentru toată lumea. Sperăm să și orașul nostru să înflorească din ce în ce mai mult. Sper că e o alianță bună, o alianță de viitor să țină. Mai puțin speranță. De ce? Pentru faptul că nu se rezolvă nimic. Asta e părerea mea, personală. Considerați că actualul guvern a făcut ceva pentru România? Nu. Chiar nimic. Atât pensionarii cât și alți cetățeni sunt nemulțumiți de actualul guvern. Păi de la PSD aștept ceva mai mult, că de la PNL sau ăstea alte nu mai mă aștept la nimic, am văzut tot ce se poate. Să schimbăm pe Băsescu, eu zic. Să rămână cine trebuia să rămână. Că nu ne-a tăiat în pensii, mamă, uite, ia mâncare de la ajutoare, uite, de acolo, să mâncăm. Ce să facem? Asta e, copii. Rate, uite, ne avem plicuri, să plătim, de unde le plătim? Românii sunt încrezători că odată cu unificarea celor trei partide, problemele naționale se vor împuțina.